Începem semnarea de contracte pentru fond locativ și în Cluj. E una din cele 200 de măsuri din planul Simion, apartamente de 2, 3 și 4 camere, începând de la 35.000 de euro. Un președinte în persoana mea și un guvern AUR poate realiza până la 100.000 de apartamente pe an. Această idee este aplicată și în Marea Britanie, nou guvern laburist, la 2 săptămâni după ce noi am lansat public acest program, în momentul când a luat guvernarea, a anunțat că va construi în următorii 5 ani un număr de 1.500.000 de apartamente sociale. Noi considerăm că acest plan, pe lângă natura socială de a sprijini românii să fie proprietari, mai are două componente esențiale. Unu, de sistematizare, de planificare a noilor cartiere, care sunt atât de necesare în marile orașe. Și doi, de a rezolva niște chestiuni care altfel nu au rezolvare. Imobilele care sunt cu grad seismic, poluarea, traficul din marile orașe și, nu în ultimul rând, relansarea economică. Am gândit acest program de construcție de locuințe la preț de producător pentru ca banii românilor să rămână în țară.